nu contează ceea ce ni se întâmplă, ci contează ceea ce facem cu ceea ce ni se întâmplă. Impresia mea este că noi românii suntem oarecum înclinați să ne concentrăm mai mult pe lucrurile care nu ne ies, nu se întâmplă, nu ies așa cum ne dorim. Și că indiferent câte lucruri bune ni se întâmplă, parcă toate scăpările, ieșirile, eșecurile, erorile, parcă toate alea sunt cumva mai importante. Ca șeful ăla care se concentrează doar pe ceea ce nu ai făcut, pe ce nu a ieșit bine. Și când tu, timid, așa, cu jumătate de glas, îndrăznești totuși să întrebi și să înțeleg că din proiectul ăsta n-ai și nimic bine, tot e prost. Și te uiți la figura lui și vezi o figură așa nedumeită și zice: a, nu, tot ceea ce am menționat că trebuie că nu trebuie schimbat, tot e bine. Și stau și mă întreb, de ce oare lucrurile care nu ies bine sunt strigate și evidențiate și ieșite în față și lucrurile care sunt bune și ok trebuie cumva subînțelese. Și se zice că și media românească suferă de viciul ăsta. Că e plină de tragedii și de drame și de norociri. Și cred că pentru mine asta a fost unul dintre motivele pentru care televizorul în ultimii 10 ani a fost mai mult un obiect de decor. Pentru că nu știu de ce mi-aș petrece timpul urmărind niște nenorociri. Când sunt o mulțime de lucruri minunate care se întâmplă peste tot. Și că, într-un final, oamenii cu care ne conjurăm, filmele pe care le vedem, cărțile pe care le citim, de fapt ne influențează cine suntem, modul de a gândi și de a acționa. Să ne gândim, de exemplu, că trebuie să ne întâlnim cu cineva într-un loc care nu a mai fost niciodată, să zicem o piață, de exemplu. Și ni s-a dat acum de reper o statuie. Și ce facem noi în momentul în care ajungem aproape de locul ăla? Normal, începem să căutăm statuia. Și tot ceea ce este adiacent, cumva nu băgăm în seamă. Noi ne concentrăm să găsim statuia aia. Și tot așa și cu creierul nostru, și cu prietenii din jurul nostru, și cu știrile pe care le ascultăm. Dacă suntem într-un mediu în care, în general, oamenii se concentrează pe chestii pozitive, așa și noi, într-un mod inconștient, ne concentrăm, ne antrenăm creierul să se sezizeze partea pozitivă din ceea ce ni se întâmplă. Și mi-amintesc că am văzut recent un film care mi-a plăcut foarte mult, se numește, nu știu cum e tradus în română, se numește School of Life, nu știu dacă să fie tradus Școala Vieții, cu Ryan Reynolds, în care el este un profesor de istorie la liceu și are o legătură specială cu elevii, care îl apreciază foarte mult pentru modul interactiv în care își ține orele și reușește să se apropie de ei. Și profesorul de sport vine la un moment dat la el și spune: știi, nu știu ce să fac, echipa de basket pierde în continuu. Și am epuizat toate metodele pe care le-am cunoscut eu ca să reușim să câștigăm. Sincer, eu nu știu de ce ei continuă să mă mai țină pe mine, dar spune-mi, dă-mi te rog și tu un sfat. Cum aș putea să ne îmbunătățim performanța? Și personajul lui Reynolds spune ceva de genul... Sau, ideea în ceea ce spune el este că bucurați-vă de fiecare dată când se înscrie un punct. Indiferent dacă se înscrie un punct de echipa voastră sau de echipa adversă. Și astfel se creează scena în care, indiferent cine marchează, atât jucătorii cât liceului respectiv, cât și galeria de suporte, se bucură foarte mult pentru fiecare punct înscris pe teren. Bineînțeles că asta provoacă un pic de nedumerire în cealaltă tabără, dar ei continuă să aibă atitudinea asta. Pentru cei care vreți să vedeți filmul, n-am să vă spun dacă, nu vreau să vă stric surpriza, dacă această atitudine a avut sau nu efect asupra rezultatului de pe tabela de scor. Însă mie mi s-a părut o chestie super genială. Adică ceilalți au înscris
oricum evenimentul s-a întâmplat, nu se mai poate schimba. Și noi putem să alegem dacă să fim triști sau să ne bucurăm. Și tot așa și cu, nu știu, momentele triste, neplăcute, neîmplinirile care ni se întâmplă. Putem alege, de obicei, în momentele din astea, începem să învinovățim. Învinovățim pe ceilalți. Învinovățim Dumnezeu, Universul sau cum vrem să-i spunem. Sau ne învinovățim pe noi înșine. Și de fapt nu are absolut niciun rost. E cumva să reușim să avem capacitatea să înțelegem că un lucru care s-a încheiat, nu putem să-l schimbăm și să alegem să vedem partea frumoasă. Că întotdeauna există și ceva frumos, indiferent cât de triste sau întunecate sunt lucrurile. Și uneori alegem să ne concentrăm, din păcate, pe lucrurile care nu sunt, decât alea pe care le avem și ne-am putea bucura pentru ele și am putea să fim recunoscători. Și o să închei cu parabola pe care o știți cu toții, care a circulat pe internet, a celor doi lupi care există în fiecare dintre noi. Unul care este nervos, plin de furie și se simte umilit, vinovat, inferior, și celălalt care este bucuros, optimist, plin de speranță, recunoscător, încrezător. Și la întrebarea care dintre cei doi lupi câștigă, răspunsul este evident, cel pe care îl hrănim. Vă mulțumesc!